Procurorii DIICOT Brașov au cerut astăzi unui judecător de drepturi și libertăți să emită mandate de arestare preventivă pe numele a doi tineri reținuți pentru trafic de droguri de risc. Procurorii antidrog au făcut percheziții și au găsit la locuința din Brașov a unuia dintre inculpați cantitatea de aproximativ 32 de grame de cannabis. Inculpatul se pregătea să vândă drogurile. La locuința celui de-al doilea inculpat, anchetatorii au găsit aproximativ 90 de grame de cannabis, droguri pe care principalul suspect intenționa să le vândă. Cei doi tineri implicați au fost reținuți și propuși pentru arestare. Un judecător de drepturi și libertăți al Tribunalului Brașov a judecat propunerea procurorilor și a decis ca pe unul dintre bărbații implicați să-l aresteze pentru 30 de zile. În cazul celui de-al doilea, magistratul a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile.